ziua, bine ați venit la conferința de presă, prilejuită de lansarea târgului de carte la Piatra Neamț, ediția 11-a. Trebuie să încep cu ceea ce este firesc pentru o activitate de această amploare. În primul rând, cu mulțumirea adresată primăriei Piatra Neamț, domnului primar, pentru sprijinul acordat și prin cofinanțarea acestei activități și prin punerea la dispoziția spațiului de la Curtea Domnească. De asemenea, vreau să le mulțumesc în mod special celorlalți participanți la acest târg, domnului Daneacu, care a ținut legătura cu toate editurile și ne-a ajutat să aducem aici, domnul Adriana lui Gheori, care a făcut posibilă prezența două edituri importante, vorbind de Junimea și de Școala Ardeleană, și pentru prima dată avem un protocol încheiat cu Inspectoratul Școlar legat de un eveniment nou care se desfășoară în cadrul târgului de carte, vorba de Zilele Științei și Tehnicii. Pentru că am apelat și la domnul primar și la domnul inspector general să fie prezenți astăzi aici și pentru că timpul este totdeauna dușmanul nostru cel mai mare, o să-i dau cuvântul domnului primar să vă spună și dumnealui câteva cuvinte legate de târgul de carte. După aceea va lua cuvântul domnul inspector general. O să vă rog să puneți întrebări dumnealor ca să putem să le să-i lăsăm să plece la activitatea dumnealor. Continuăm conferința de presă cu domnul Iacov și cu noi în funcție de ce întrebări o să aveți și dumneavoastră. Domnul primar, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte al Camerei de Comerț. Bună ziua, vă mulțumim pentru faptul că ați dat curs invitație de a participa la această conferință de presă prilejuită de lansarea unui eveniment care deja are o tradiție frumoasă la Piatra Neamț, și anume cea de-a 11-a ediție a Târgului de Carte Libris, stimularea lectorii la Piatra Neamț, și un eveniment prin care Camera de Comerț își arată capacitatea de anduranță și de a organiza evenimente benefice comunității. Este foarte importantă lectura pentru o comunitate, pentru că prin astfel de activități derulate zilnic ne menținem mintea lucrând. Și eu apreciez și mă bucur că primăria susține acest eveniment și la cea de-a 11-a ediție a sa. Și de asemenea apreciez foarte mult că dincolo de latura de continuitate și de menținere a unor valori și a unor învățăminte preluate din organizarea edițiilor anterioare, Camera de Comerț propune de data aceasta și o inovație, și anume organizarea unei zile dedicate tehnicii și științelor, motiv care sau activitate care implică deopotrivă tine și elevi prin implicarea și prin alăturarea instituțională a Inspectoratului Școlar Județean. Apreciez pe această cale și susținerea pe care o oferă domnul inspector școlar general, domnul Mihai Obreja. Invităm iubitorii de lectură ca la sfârșitul acestei săptămâni să fie curioși și să viziteze târgul de carte, pentru că este un eveniment care reunește, pe de o parte, oameni de cultură pe comunității locale, dar aduce la Piatra Neamț, și putem spune că săptămâna aceasta sau la finalul acestei săptămâni Piatra Neamț va deveni un fel de capitală culturală a țării, aducând aici oameni de cultură de la nivel național și edituri. Va fi o prezență care sperăm noi să dea o vibrație pozitivă orașului și comunității. Vă mulțumim! După intervenția domnului inspector școlar general, eu vă voi sta la dispoziție pentru eventuale întrebări, dacă aveți. Dacă nu, vă voi ruga să-mi permiteți să mă retrag. Domnule Daneacu, care a ținut legătura cu toate editurile și ne-a ajutat să aducem aici, domnul Adriana lui Gheori, care a făcut posibilă prezența două edituri importante, vorbind de Junimea și de Școala Ardeleană,
italian, eu aș scoate în evidență doar câteva aspecte legate de prezența unor personalități la acest târg. Este vorba de domnul profesor Alexandru Mironov cu o conferință vine pe 24 septembrie de la 18:40 la 20. Poetul și scriitorul Adrian al lui Gheorghe, conferință și prezentare de carte sâmbătă pe 25 septembrie la 15 la 16. Dan Tomuleț, conferință 25 septembrie de la 17 la 18. Dumitru Constantin Dulcan de la Școala Ardeleană, conferință și lansare de carte sâmbătă de la 18 la 20 în sala de la Consiliul Județean și duminică de la 14:30 la 16 Sebastian Burduja cu o conferință. Acestea sunt reperele acestui târg de carte. Aveți în mapa dumneavoastră prezentat tot programul târgului de carte pe ore și sperăm să-l putem îndeplini așa cum vi l-am comunicat. Este un târg de carte foarte dens, cu peste 100 de lansări de carte, cu 3 sau 4 edituri importante, da, da. Și lucrul acesta ne-a obligat să facem un demers de organizare deosebit de riguros. Eu cam atâta am de spus. Mulțumesc în președințenie pentru deschiderea care a avut-o pentru prezentarea programului târgului. Vă așteptăm să fiți prezenți în principalele momente acestui târg și de fiecare dată ați fost pentru noi un sprijin, pentru că târgul de carte, noi am pornit ca o activitate comercială pentru vânzare de carte la edituri și în timp s-a transformat de fapt într-o activitate culturală în care investim și bani și resurse umane în așa fel încât el să se poată produce. Cu mulțumirile de rigoare domnului Dan Iacob, noi credem că împreună o scoatem la capăt și anul acesta într-un mod cu totul și cu totul remarcabil. Vă rog, domnul Adrian Alighiorgi a depus un efort consistent ca să vină anumite edituri la acest târg. De ce e nevoie de acest efort? Deci, nu e interesul editurilor să vină la acest târg sau trebuie să Editurile mari, editurile lipsesc. Mari... Nu, editorul nu sunt. Junimea și Școala Ardeleană nu putea spune că sunt mici. Ca nume sunt mari, deci, dar este greu pentru că sunt angrenați în foarte multe manifestări care au o altă deschidere, altă tradiție și prin intermediul dumnealui am reușit să aducem aceste două editori în Neamț. Deci eu l-am rugat să fie în comitetul de organizare, este și o persoană care ne-a ajutat și cât s-a putut și cu aprobarea proiectului. În fiecare an am avut pe cineva din zona aceasta, aveam o constantă pe domnul Dan Iacob în comitetul de organizare, anul acesta a fost și domnul Adrian al lui Gheorghe. Sunt foarte multe târguri de carte în România. Prietenul meu, Valentin Așdear, directorul editurii Icon, de câte ori îl sun, el este în mașină spre un târg de carte. A fost târg de carte acum la Brașov, înainte a fost la Sibiu. Ori, problema se pune, trebuie spuse lucrurile pe nume. O editură vine la un târg de carte făcându-și un calcul financiar. Pentru că ei trebuie să cazeze, trebuie să mănânce, și atunci îți faci un calcul. Vinzi atâtea cărți încât să rămâi la sfârșit și cu un mic profit. Ori, domnul Adrian al lui Gheorghe este prieten bun cu domnul Vasile Dâncu, directorul editurii Școala Ardeleană. Și atunci, dându-i telefon, îi spui, hai, vii la Piatra Neamț. Deci de asta spune domnul președinte, deci acolo s-a implicat. Așa cum și eu, dacă îl subie Valentin Așdear, spune, măi, dar vii, dar aduci și chitara, seara mai stăm. Deci astea sunt niște prietenii, dar benefice pentru târgurile de carte. Pentru că vă spun, nu se crede și suntem așa în fața camerei la vedere. Când se făcea târgul de carte Gaudeamus, acum se mai face în cauza pandemiei, la un moment dat, așa de mult se plătea, nu-i cazul la noi, de acolo la Gaudeamus, la București, încât
nu reușea, îmi spunea Valentina Jder, nu reușea să vândă, să acopere măcar chiria spațiului, vă dați seama. Și atunci îți faci un calcul, tu ca patron, ca director de editură, merită să mă duc până la Piatra Neamț, până la, eu știu, Sibiu, până la Brașov, până la... Este și acest calcul, pentru că domnul președinte știe mai bine, dânsul organizează zeci de târguri. Și cei care vin la noi cu haine, cu pantofi, să-și facă același calcul. Este cel mai greu de lucrat între exact. O lună de zile sunt două persoane care stau pe telefoane, exact. Confirmă, solicită, căutăm gazde și tot ce înseamnă logistica unei astfel de prezențe. Și trebuie să recunoaștem, Piatra Neamț nu este nici Brașov, nici Cluj, nici Timișoara, să fim realiști cu noi. Pentru că reușim să-l facem, este un câștig pentru comunitate. Dar asta nu înseamnă că este ușor. Nu ne plângem, ne l-am asumat, să vedem cât îl vom mai putea duce, pentru că, așa cum am precizat de la început, am pornit de la un târg efectiv de vânzare de carte, în, ca și alte manifestări pe care le organizează Camera de Comerț, deci pur, o activitate pur economică. Acum este 80% o activitate cu... culturală și economică, vom vedea la sfârșit când tragem linie, că mai e sau nu. M-am întors sâmbătă de la toamna bacoviană. Bacăul, Suceava, nu au și n-au avut un târg de carte. Vă dați seama, Suceava, nu? Cetatea de scaună, nu au un târg de carte. De ce? Pentru că nu există un președinte, precum președinte la Camera de Comerț Neamț, care să încurajeze așa ceva. Vă dați seama, vorba dânsului, să organizezi un târg de carte, să ai doi oameni care dau e-mail-uri, telefoane, care... nu e ușor. Și trebuie să o faci pentru că o faci pentru cultură. Spunea Marele Iorga, un popor care nu lasă moștenire o cultură dispare din istorie. Și sunt popoare care au dispărut, au fost foarte puternici cât au avut armate, dar nu au avut o cultură de cursul istoriei umanită și au dispărut. Ori iată, la Piatra Neamț și la Iași, sunt două localități unde se fac târguri de carte. La Bacău m-am întâlnit cu oameni din Vrancea, din... toți erau în suferința asta, nu avem un târg de carte. Și vor să vină, vor veni o parte din ei, săptămâna viitoare, nu, să vadă târgul de carte de la Piața Neamț. Ceea ce, vorba domnului președinte, devine Piața Neamț un centru cultural la nivel de țară, pentru câteva zile, nu-i puțin lucru. Dacă pentru elevi este foarte important, pentru că parcurgând acest program am dat seama că editurile vin și cu carte didactică, carte pentru copii. Pentru viitor, cred că ar fi interesant inclusiv manuale școlare. Editurile să vină cu manuale școlare, copiii să poată să le vadă chiar înainte de a opta pentru ele. Asta este o sugestie și cred că e realizabilă. Ziua dedicată științei și tehnicii este foarte importantă pentru noi. Avem aici la Piatra Neamț o experiență, spunem noi deosebită, la Colegiul Național Petru Lareș. Avem un concurs în calendarul Ministerului de mai mulți ani de zile. Concursul se intitulează Haine Viitor. Un concurs național la care au fost prezenți an de an copii de la alte unități școlare, licee, partenere din țară. Un concurs în care cei mici de la gimnaziu, dar și cei mari de la liceu au venit cu proiecte interesante care au fost evaluate, premiate de către o comisie specială creată cu acest prilej. Ne-am bucurat și de prezența domnului profesor Mironov, cred că la două sau trei ediții a fost prezent, prilejul care am avut și conferință științifică și ne-am dorit și pe viitor să, împreună cu primăria, cu camerele de comerț, să permanentizăm astfel de conferințe științifice care se adresează atât adulților, dar și copiii. Să știți, sunt interesați, inclusiv cei mici, spuneam, de la gimnaziu. Vor avea ocazia copiii să participe, am văzut, la ateliere de astronomie. Avem aici, la Piatra Neamț, preocupări în domeniu, inclusiv la Petru Lareș, unde au fost achiziționate aparate, au telescoape, au lunete, au aparatură pentru ieșire și observații astronomice în teren. Spunem noi că stăm foarte bine,
revista după aceea ajunge în școli, revista Știință și Tehnică, și vreau să le mulțumesc celor de la editură că au transmis-o gratis și a ajuns în bibliotecile unităților școlare din județul Neamț. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Bun, dacă dumneavoastră aveți întrebări pentru domnul primar și domnul inspector general.